Trăiască domnul Costea! E așa fain Bucureștiul de sărbători, când pleacă toată lumea acasă și rămâne orașul așa gol, nu mai sunt sute de mașini, mii de mașini, dar sunt aici câteva răslețe, lumea stă mai mult acasă sau au plecat pe la munte, pe la mare, pe unde mai pleacă lumea de sărbători și în rest, na, e orașul liber, mai ales astăzi și sâmbătă. O adevărată plăcere este plin pe bicicletă. Un pic mai încolo, dacă vreau să aveam și-o loc. Vă scuzați! Nici problemă! Azi am învățat! Foarte bine! La mulți ani! Oare cum? Fă pune peste mea, lejer! Început la... Dar ce? Aici a pit stop la bicicletă la Silviu la masă. Bicicleta pink verde. Da, 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 aici tu arăt. Pe al lui, a mea nu mai e nicio valoare. Filmează la cu bucurie. La cine scrie bucurie, la cine scrie bucurie. Trebuie să-mi dai și mie un sticker cu bucurie. Da! Aceasta este bucurie, aceasta este minune. Și aceasta este Hilke. Ia locul meu aici, că o să stau eu pe... Nu, stai liniștit! Hai mă, stai liniștit! Nu, stai acolo, că Hilke mai altă ca noi. Stai mă liniștit! Dacă stai acolo cât noi, stai mă. Mă, știi pe mine cu de-astea, ce? Ce se fac bine? Da! Bună! Hello! Alin, Mădălina, îmi pare bine. Alin. M-am oprit un pic să fac un mic Q&A Pascal. V-am rugat în episodul trecut, mă rog, în comentarii, să-mi lăsați întrebări pentru Q&A-ul de astăzi, pentru că nu știam dacă am ceva neapărat de filmat și m-am gândit că n-am mai făcut de mult un Q&A și s-au mai adunat câteva întrebări de la voi și am zis să le răspund. Hai să vedem ce m-ați întrebat. Uite, avem aici Teodor Marin. Care a fost primul tău concert la care ai fost și câți ani aveai? Băi, nu știu exact care a fost primul și câți ani aveam, însă pe canalul ăsta puteți să vedeți, cred că primul clip urcat este de la un concert de la Festivalul Berii de până 2006, ceva de genul, și atunci țin minte că am văzut pe Rafaga sau ceva de genul, nu știu dacă mai țineți minte voi formația aia, mă rog, n-am imagini de la concertul ăla, dar a fost unul din concertele pe care le-am văzut. Ca trupe străine mă refer. Latru un câine acolo și mă enervează. Vlad Victor Munteanu mă întreabă: ai niște ponturi pentru a găsi bilete la trupe mari cât mai ieftine? Mă rog, în ce perioadă ar trebui să le ia? Păi, eu de obicei când îmi iau bilete la trupele și artiștii pe care vreau să-i văd, primul rând îi urmăresc pe Facebook și pe toate rețelele sociale să văd când anunță turneul. Ei de obicei anunță turneu cu câteva zile înainte să se pună în vânzare și ca să le prinzi cele mai ieftine, de preferat să le iei fix atunci când se pun în vânzare. Este foarte greu să prinzi bilete pentru că toată lumea e călare pe site-urile de bilete în perioadele respective, dar sunt șanse mai mari să găsiți bilete la concertele care sunt în zona din estul Europei, nu știu, gen Polonia, Cehia, Ungaria, pentru că acolo nu e cultura aia chiar atât de mare și nu o să fie sold out chiar din prima zi.
Anglia, Franța, Germania, Spania, astea o să vândă toate din prima zi și e foarte greu să mai prins ceva. Mai este varianta cu Via Gogo, însă sunt ceva mai scumpe biletele, pentru că sunt la resellers și uneori poți să riști să ții un bilet și să, când ajungi la concert, să fie deja folosit, pentru că se dau e-tickets. Deci, recomandarea mea este să le iei atunci când se pun în vânzare, să te chinui, să dai refresh-uri peste refresh-uri. Chiar dacă îți apare sold out, mai dai refresh, pentru că e posibil ca unele comenzi să nu se proceseze suficient repede să prinzi biletul. Așa am prins și la Green Day, așa am prins și la Ed Sheeran, ca zi dintre cei mai recenți. Burzum Varg mă întreabă, îți face apariția la Rockstad Extreme Fest? Păi, din păcate, îl ratez și anul acesta, pentru că, ce să vezi, din nou este în același timp cu Siget și o să fiu pentru al 7-lea an la Siget anul acesta și, evident, nu o să fiu și la Ref. Cristina Crisu mă întreabă dacă m-am așteptat să ajung la suma asta de abonați. Evident că mă așteptam să ajung la 10.000, poate chiar mai repede, și cred că mai era una din întrebări care e următorul obiectiv, sau mă rog, când cred că ajung la 100.000, eu sper să ajung la 100.000 până la finalul anului. Mă aștept ca vara asta să am un boom, având în vedere că o să merg la foarte multe festivaluri. Pregătesc câteva proiecte care sper eu că să atragă mai mulți oameni care să fie interesați de lucrurile pe care le fac eu. Și, na, obiectivul este să ajung la 100.000 până la finalul anului, dar nu e neapărat asta un capăt de țară dacă nu ajung. Important e să am o comunitate mișto și asta deja am și să o cresc cât mai mult. Luiza și Andrei mă întreabă cam același lucru, de ce m-am apucat de YouTube sau, mă rog, ce am vrut să realizez prin treaba asta. M-am apucat de vloguri, de daily vloguri, pentru că am fost inspirat de Casey Neistat, m-a întrebat cineva dacă sunt inspirat de Casey, de Ariel, de Mariciu și de alți daily vloggeri și mi-am dat seama că am o viață suficient de agitată cât să pot să susțin și eu un daily vlog și să le ofer oamenilor ceva nou în fiecare zi, astfel încât să nu se plictisească nici ei, să nu mă plictisez nici eu. Eu facem treburile astea și înainte să fac vlogging, doar că singura diferență este că acum vi le prezint și vouă aceste bucăți din viața mea. MS mă întreabă că dintre toți cei care și-au plănuit să se întâlnească cu artiști din România și să discute cu ei, cum ai reușit să fii tu cel ales? N-aș zice că sunt iar cel mai ales, eu cel ales, dar de-a lungul carierei mele de jurnalist, dacă pot să zic așa, am avut ocazia să mă întâlnesc cu artiști și vedete în diverse ipostaze, în diverse contexte și să mă cunosc cu ei. Și mă e mult mai ușor să îi abordez și să fac interviul cu ei. Plus, relația cu casele de discuri și așa mai departe. E o chestie muncită, nu m-am trezit eu, panduțul, hai că vin și eu în backstage la voi. Nu, e o chestie care, la care am muncit de ceva vreme și la care muncesc în continuare și cine știe pe viitor o să mă cheme ei să fac materiale din backstage, să facem interviuri. Cam atât cu Q&A-ul Pascal pe ziua de astăzi. Ne continuăm ziua, o mai primăm pic pe aici pe Victorie. Cum sărbătoriți voi noaptea de înviere, însă eu în fiecare an merg cu ai mei să luăm lumină de la biserică, după care venim acasă, ciocnim ouă, mâncăm un pic de pască, un pic de drob și, mă rog, ne păstrăm pentru ziua următoare. Cam atât pe ziua de astăzi, aceste zi înfise, Hristos a înviat, ne vedem mâine!